Dumneavoastră v-ați vaccinat deja și sunt sigură că mulți care ne privesc sunt curioși dacă, nu știu, ați avut diverse reacții, cum stați cu chipul. Păi aici lucrurile sunt felul următor. Eu consider că e un gest de normalitate. Nu mi se pare nimic deosebit, pentru că la viața mea am făcut N vaccinuri, nu le pot număra, pentru că a fost nevoie, pentru că am lucrat cu bolile infecțioase în permanență și exista risc. Și cred că și oamenii general au făcut, vreau să cred că au făcut diverse vaccinuri, mă refer la cele din copilărie, vorbesc de vaccinurile făcute pentru adulți. Că vorbim de hepatita B și vreau să cred că în 2021 nu mai există oameni care să nu fie vaccinați, că ar fi păcat să ia virusul hepatitic B. Vorbim de meningococ, de gripă, etc. Sunt foarte multe, pneumococ, deci sunt multe exemple de aceste vaccinări. Vorbeam de mine acum. E o situație de normalitate. Nu numai că nici nu are rost să discutăm de chipuri, că aici e, cred că e foarte clar. Oricine se uită la felul în care e procesul făcut, doar cine nu vrea să ia lucrurile reale nu o face, dar în rest lucrurile sunt simple. Iar legat de reacțiile adverse, din fericire, se numește materialul clientului. Eu nu prea am avut niciodată probleme nici la locul de injectare, nici când îmi făceam vaccinarea antigripală, nu s-a întâmplat nici acum. Dar, într-adevăr, poți să ai, categoric, nu există medicament sau vaccin care să nu vină cu niște efecte adverse, în general, minore sau de intensitate mică. Adică poți să ai la locul de injectare durere, roșață, să se umfle zona, să se rezolvă. Mai puțin sunt cei care pot, de exemplu, să aibă la un moment dat o simptomatologie, să facă febră, durere de cap, dureri musculare, dar sunt lucruri care, în general, se rezolvă în 24 de ore, maxim câteva zile. Cei care au, și aici mi se pare foarte relevant, cei care au efecte adverse notabile, și gândiți-vă că sunt multe milioane de oameni în acest moment care s-au vaccinat în lume, mă refer la Uniunea Europeană, că Marea Britanie a început cu mult timp, cu ceva timp înainte, Statele Unite, dacă vă uitați la sursele credibile, veți vedea că efectele notabile adverse sunt foarte rare, lucruri care sunt demonstrate de tot ceea ce înseamnă lucruri oficiale. Nu discutăm acum de surse online care n-au nimic credibil în spate.